Zimi, tot, zi-zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot. Pici, vreau să-l întreb ceva pe zimi tot. Întreabă-l. Ce vrei să-l întrebi? Mai știi că ne-a vorbit despre obiceiurile religioase ale pământenilor? Ai, da, sigur! Ne-a vorbit despre Crăciun, despre brad, despre globulețe, despre Moș Crăciun și obiceiurile oamenilor de a-și face cadouri odată cu aceste sărbători de iarnă. Într-adevăr, dar am înțeles că pământenii mai au o sărbătoare religioasă foarte importantă. Da? Care? Paștele. Hai să-l întrebăm pe zimi tot. Zimi tot? Da, biții pe recepție, ca de obicei. Ce ne pot spune despre Paște? Este un obicei religios al oamenilor, nu-i așa? Așa este, biții. Un obicei religios foarte important. Povestește-ne despre el, te rugăm. Considerat cea mai mare sărbătoare creștină, Paștele este celebrarea învierii lui Iisus Hristos, întemeietorul religiei creștine, născut la Betleem din Fecioara Maria. Botezat la 30 de ani de Ioan și prezentat mulțimii drept Mesia, Hristos a ales 12 ucenici și vreme de 3 ani și a predicat învățătura în Galileea și în Iudeea. S-a întors apoi în Ierusalim, unde a trebuit să înfrunte mânia fariseilor, niște sectanți mozaici, și a mai marilor preoților, care îi contestau dumnezeirea. Fiind trădat de Iuda, Hristos a fost adus la judecat în fața lui Caiafa, un mare preot iudeu, și a Sinedriului, care l-au condamnat la moarte pentru blasfemia de a-și fi spus Fiul lui Dumnezeu. A fost răstignit pe vârful colinei Golgota, între doi tâlhari, după ce și-a cărat crucea în spate. Înmormântat, Iisus Hristos a înviat după 3 zile și s-a ridicat la cer după alte 40. Deci de aceea oamenii sărbătoresc. E vorba de sărbătoarea învierii, nu-i așa? Asta așa este, Iții. Despre Paște s-au scris o mulțime de lucrări religioase și laice. S-au făcut mai multe filme artistice sau documentare, dar nimic nu poate descrie în cuvinte și imagini marea taină a învierii Domnului, a biruinței vieții asupra morții și a luminii lui Hristos asupra întunericului păcatului. Această mare sărbătoare creștină este precedată de un post de 40 de zile, 7 săptămâni începând cu lăsatul secului, perioada numită Postul Paștelui, iar ultima sa săptămână, numită Săptămâna Patimilor, are menirea de a pregăti credincioșii pentru înviere imediat după ultima duminică dinaintea Paștelui, cea a Florilor, în care se sărbătorește intrarea lui Iisus în Ierusalim. De a doua zi, în Săptămâna Mare, se rememorează tot ce a făcut Mântuitorul pe pământ. Prin post, reculegere și rugăciune, credincioșii parcurg acum cele 7 trepte ale ultimelor zile ale lui Hristos omul, fiecare zi din Săptămâna Patimilor, semnificând un nou pas al lui Iisus pe drumul către răstignire și înviere. Și cum sărbătoresc oamenii învierea? Sunt sfințite Pasca, ouăle roșii și celelalte bucate, pentru că postul de aproape 7 săptămâni a luat sfârșit. Credincioșii iau lumină din lumină, spun Hristos a înviat și răspund cu adevărat a înviat, formule cu care urmează să se salute timp de 40 de zile, până la sărbătoarea Înălțării Domnului. Se împart acum Sfintele Paști, adică pâine stropită cu vin, care se mănâncă dimineața înainte de orice. Iar după slujbă, credincioșii pornesc către casele lor, ținând în mâini lumânări aprinse, ca dovada a biruinței lui Iisus asupra întunericului. Spiritul bun împotriva spiritului rău, am înțeles. Și eu! Da, Iții, da, Biții. Lupta dintre bine și rău, ați înțeles foarte bine. Unul dintre cele mai semnificative simboluri pascale sunt ouăle roșii, a căror culoare amintește de sângele lui Iisus, care a curs pe cruce pentru mântuirea omenirii. Legenda spune că, la răstignirea lui Hristos, Fecioara Maria a pus un coș cu ouă sub cruce ca să îmbuneze pe soldații care îl păzeau, iar acestea au fost înroșite de sângele Mântuitorului. De asemenea, gospodinele creștine coc o singură dată pe an de Sfintele Paști, așa numită Pască. Aceasta are o formă rotundă, pentru că se crede că scutecele lui Hristos au fost rotunde. Având la mijloc o cruce, Pasca este împodobită pe margini cu aluat împletit. După tradiție, în familiile creștine se mănâncă în zilele de Paști carne de miel. Mielul îl simbolizează chiar pe Mântuitorul Iisus Hristos,
care s-a jertfit pentru păcatele lumii și a murit pe cruce, asemenea unui miel nevinovat. Cum se vopsesc ouăle? O mai veche tradiție românească, păstrată și acum, cere gospodinelor să vopsească ouăle în culori naturale. Astfel, se fac ouă galbene și portocalii, fierbându-le cu coș de nucă sau cu foi de ceapă, roșii cu felii de sfeclă, castanii cu frunze de nuc, verzui cu spanac și chiar albastre cu foi de varză roșie. Dar astăzi, această tradiție a fost puțin diversificată, dacă pot spune așa, în sensul în care ouăle pot fi vopsite în mai multe culori și nu neapărat folosind vopseluri naturale. Aceste obiceiuri le practică toată lumea creștină? Da, Biții, dar există mici diferențe de la popor la popor. Adică? În Anglia, de exemplu, se obișnuiește ca de Paște să se dăruiască ouă foarte mari de ciocolată. În Bulgaria, pictarea ouălor este o îndeletnicire a călugărițelor din mănăstiri, iar în Elveția sunt zone în care există credința că ouăle de Paști sunt făcute de cuci sau chiar de iepurași. De aceea copiii pregătesc din primele flori de primăvară câte un cuib în care acestea, ouăle adică, să fie depuse. În Olanda, părinții vopsesc ouă verzi pe care le ascund în iarbă, iar copiii pornesc să le caute. Acest obicei este ținut și în Germania, dar cu ouă de diverse alte culori. Suedezii ornează ouăle cu desene hazlii și cu versuri în rime, care se citesc cu glas tare înainte de a le mânca. În Ungaria, ouăle sunt vopsite în roșu sau galben, iar pe ele se desenează apoi diferite motive ornamentale, cele mai întâlnite fiind cele ce reprezintă stocuri de fân, case, fântâni cu cumpănă și femei cu coșuri în mâini. Trebuie să fie foarte frumoase! Eu n-am văzut niciodată până acum! Nici eu nu am văzut! Hei! Dar poate că ne vor trimite copii să vedem și noi cum arată! Da, chiar! Poate că ne vor trimite chiar desenate de ei, așa cum au făcut cu inimioarele! Da. Totul e posibil! Dar acum trebuie să mă retrag. Acumulatorii mei s-au epuizat, așa că vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimi Tot. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că așteptăm în continuare întrebările și propunerile voastre pe adresa zimitot@itibitii.ro. Încă o dată, la revedere. La revedere, Zimi Tot. La revedere, Biții. Trebuie să recunosc un lucru. Ce anume? Pământenii au sărbători foarte frumoase. Ziua Paștelui, se știe, e o zi de bucurie. Au roșii se ciocnesc cu cei care ne iubesc. Eu abia aștept cozonacii. Și eu. Zimi, tot, zi, zimi.